pentru un părinte, copil este de când se naște și până în ultima clipă a vieții. Indiferent de vârstă, copilul pentru părintele său rămâne copil. Mai departe, rugăciunea pentru copii și invers, rugăciunea copiilor pentru părinți, nu țin de un istoric anume, de un cadru liturgic, să zicem, anume, fixat din secolul D, s-a întâmplat până în secolul D. Nu. E vorba de un gest firesc. Probabil că aceasta este prima rugăciune rostită vreodată. Dacă stăm puțin și ne gândim la textul din Tatăl nostru, cred că aceasta este prima rugăciune rostită vreodată a unui copil către tatăl lui, către părintele lui. Prin urmare, toate celelalte rugăciuni vin dintr-o stare firească a lucrurilor. Sigur că ele au luat o formă anume și s-a creat în viața bisericii textul acesta al rugăciunii pentru copii pe care îl avem în toate cărțile de rugăciune. Dar nu este doar acea rugăciune. Sunt multe altele. Cunosc bunăoară o rugăciune foarte frumoasă a mamei pentru copiii săi. E o rugăciune de o încărcătură și emoțională și teologică deosebită. Foarte frumoasă. Vibrantă, ca rugăciunea mamei fraților Macabei. Chiar o simți, exact, și la un moment dat stau și mă gândesc dacă nu cumva nu e doar a mamei pentru copii, ci a părintelui în general, pentru că ceea ce se cere acolo și cum este pusă problema reflectă întreaga trăire a unui părinte pentru copiii lui. Însă, acum, dincolo de text, de textul în sine și de conținutul teologic al textului, care este simplu, este o chemare a lui Dumnezeu, o mulțumire pentru binefacerile aduse și o rugăminte de a păzi pe copii și de a ajuta cu harul Preasfântului Duh în toate momentele vieții lor. Ca ei să fie bucurie părinților și părinții la rândul lor să fie fericiți, bucuroși pentru copiilor. Dincolo de lucrurile acestea, adevărata rugăciune a părintelui pentru copiii săi este starea de zi cu zi pe care părintele o trăiește vis-a-vis de cei mici ai lui. Fiecare emoție, fiecare bucurie, fiecare supărare, fiecare îngrijorare, fiecare moment în care tresare pentru copilul lui, acela este un moment de rugăciune. E atât de intimă și atât de fină și de rafinată, încât ea nu poate fi cuprinsă în texte și în cuvinte. Dar ea este acolo și starea aceasta de, hai să spunem, alertă până la urmă spirituală, duhovnicească a părintelui pentru copiii lui, reprezintă în fapt resortul pentru oricare alt tip de rugăciune. Că vorbim de rugăciunea din cărțile noastre de cult, cărțile de rugăciune, sau de un acatist rostit pentru copil, sau de un paraclis al Maicii Domnului, sau mai știu eu ce altă rugăciune. Toate au la bază, sunt cumva înălțate, ridicate, pompate, efectiv, de această stare a părintelui pentru copilul lui.